noi vă dorim multe binecuvântări. Deci astăzi e o zi a mulțumirii în casa dumneavoastră, o zi de bucurie. Da, dar te rog, Doamne, lasă-mi copilul. Suntem mulțumitori că prin harul lui Dumnezeu am reușit să-l ducem pe Mario la tratament și să facem tot ce a ținut de noi ca el să fie bine. De câte ori mă trezeam, mulțumeam lui Dumnezeu, copilul meu e bine. Nu vine să cred. Nu. Deci Mario efectiv acum respiră mai bine ca înainte. Acestea sunt veștile pe care trebuia să le primiți astăzi. După 3 ani de chin, 3 ani de poveri mult prea grele care au apăsat pe umerii familiei Vodă, când totul mergea spre bine și visele lor ca părinți începeau să prindă viață, totul s-a ruinat. Astăzi, Mario s-a stins. Ne rugăm pentru familia Vodă ca Dumnezeul lor care îi mângâie să vindece și cumplita rană din inima lor.